Zvonurile din ultimele zile, cum că județul Giurgiu va avea un nou subprefect, s-au adeverit. Într-adevăr, tânărul giurgiuvean Toma Petcu a fost numit de premierul Victor Ponta în funcția de subprefect al județului în locul Silviei Crăiță, numită pe funcția de inspector guvernamental. Ceremonia de investire a lui Toma Petcu a avut loc la sediul prefecturii, în prezența primarilor liberali din județ și a reprezentanților instituțiilor deconcentrate. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Domnul Petcu Toma Florin exercită cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii funcția publică de subprefect al județului Giurgiu. Domnule subprefect, vă rog să procedați. A urmat apoi depunerea jurământului, fără declarații însă din partea noului subprefect. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Toma Petcu vine din rândul liberalilor giurgiuveni și de-a lungul anilor a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul partidului. A fost ales consilier local al municipiului Giurgiu la alegerile din 2012, însă zilele trecute și-a dat demisia din această funcție pentru a ocupa funcția de înalt funcționar public.